Începutul de an a venit la pachet cu o veste frumoasă pentru Lenuța Burchilă. Interpreta a devenit bunică pentru a doua oară. Fiica sa, Maria Augustina, a născut o fetiță perfect sănătoasă. Ce nu mai au ales părinții, dar și alte detalii, aflăm direct de la bunică. Viața dulce, uneori amară, iar zâmbesc, șterg lacrima. Lenuța Burghilă trebuie să devină iarăși bunica a știut puțină lume. Și asta pentru că fiica sa stabilită cu traiul în America a fost mult mai discretă. Fericirea pentru interpretă a fost însă imensă. Am rămas surprins plăcută, fiindcă primul cine m-a anunțat a fost fiul meu, care tot locuiește în Los Angeles, unde locuiește și fiica mea, Maria Augustina. Și deoarece e diferență de o oră, deci el totuși a reușit să mă contacteze. Fetița s-a născut perfect sănătoasă, de 3 kg și 50 de centimetri. Iar părinții chiar din prima zi au ales și un nume pe potrivă, Delilah Jane. Primul nume a fost mai mult românesc, Raluca Iulia. Acum a dorit soțul american ca să fie ceva mai deja să sune de lor. Din spusele interpretei, fetița este foarte activă, iar la naștere a demonstrat că s-ar putea să calce pe urmele bunicii. Cred că și-ar dori și ei o celebritate în casă. Vedem, deci locuiesc în Los Angeles, la Hollywood, acolo sunt toate posibilitățile de a deveni stea, cine știe. Tehnologiile avansate i-au permis artistei să-și vadă nepoțica chiar după primele ore. Ba chiar mai mult, aceasta știe deja cu cine seamănă. Am o impresie că seamănă foarte bine cu prima nepoțică, cu Raluca, au foarte mult comun. E nerăbdătoare să meargă în America pentru a-și revedea familia, dar și fanii, care spune ea, o așteaptă. Este ceva preconizat, ceva proiectat, o să postez de moment când o să ajung acolo, o să dau și eu de știre, cred că, pentru că așa e modern pe Facebook, să mai dai din când în când de știri când te afli. În rest, Lenuța Burghilă nu-și vede capul din treburi. Anul acesta împlinește 30 de ani de activitate și se gândește serios să organizeze un concert. Cât mi-a cere inima.